Astăzi o să facem o procedură fără să-i fi pus anestezie, ca să îi umplem șanțul nazogenian cu acid ialuronic. Vom introduce intradermic cu un nou aparat care îmi împinge cu presiune substanța, astfel încât să-mi intre în derm. Nu are ac și nu doare. Ca retușuri, i-ar trebui și în glabelă și de asemenea la nivelul ochilor. Aparatul este format din două părți. Prima parte, în interior, am un arc puternic care se armează acum cu un piston care este împins în momentul când eliberez din butonul din spate. A doua parte este un cursor care se defiletează și am pe cursor gradații cu ce cantitate vreau să injectez în profunzime. Și asta ne dă nouă posibilitatea să facem și economie și să ajutăm pacientul să beneficieze de substanța asta pe o suprafață mai mare a feței. Substanța va fi eliberată prin acest orificiu care este foarte, foarte mic, are diametru de 0,17 mm, mai mic decât firul de păr, decât grosimea firului de păr. Firul de păr are 0,2 mm. Se vede că a ieșit un vârf de sânge și aici, și aici, și aici, ceea ce ne dovedește nouă că substanța a intrat în piele. Absolut la nivelul. Uitați, orificiul de intrare, unde avem picătura de sânge, este orificiul de intrare al substanței, o dovadă că substanța a intrat. Diferența față de ac este că s-au făcut radiografii în timpul lucrului și s-a văzut că dispersia substanței în epiderm este mult mai bună decât cea cu acul, pentru că se dispersează uniform, iar cu acul se fac puncte de substanță, bolusuri se numesc. Dispozitivul este conceput pentru a facilita injectările pentru persoanele care au fobie la ace și nu doresc să fie înțepate, astfel încât să facem o procedură nedureroasă. Am găsit lucrări despre el în anul 1964, a fost conceput în Franța și sunt lucrări în care se introduceau intradermic substanțe de tratament, cum ar fi triamcinolonul, o substanță, un corticoid pentru diferite patologii. Și îl injectau cu acest aparat. Diferența între aparatul de acum 40 de ani și 50 de ani și aparatul acesta este de faptul că acel aparat de fiecare dată trebuia, de la pacient la pacient, trebuia sterilizat, deoarece seringa o avea încorporată în interiorul lui și se umplea în afara dispozitivului. În momentul de față avem seringa, care e de unică folosință. Am folosit-o la un pacient și am aruncat-o. Și vin cu o seringă nouă, astfel încât îi mărim utilitatea. Dovada faptului că noi am introdus substanță și că aparatul a funcționat sunt punctele roșii de intrare, unde am avut o mică hemoragie. Mică hemoragie care va dispărea până mâine dimineață, nu mai are niciun semn. Vedeți cum s-a umplut, am făcut până la jumătate, cum s-a umplut toată zona. Doamna avea până la colțul ochiului încă 2 cm ridul, uitat și la nivelul ochiului, chiar se și vede. Îl mai masez un pic. Așa. Uitați cât am reușit. Putem să venim să repetăm procedura, cât am reușit să-i umplu la glabelă. Uitați și pe frunte i-am făcut un pic. Uitați cât de adânc era ridul. Uitați cum este acum.